Biserica din lemn a Mănăstirii Buna Vestire din Bolintin Vale, județul Giurgiu, și-a cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. În mijlocul obștii monahale s-a aflat cu această ocazie preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, la altarul de vară al Mănăstirii Buna Vestire din Bolintin Vale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața aleasă a Sfântului Ierarh Nectarie, petrecută în rugăciune, tăcere, smerenie, post și milostenie. Viața întreagă este o luptă și fără luptă duhovnicească, nu putem să primim cununa biruinței pe care a gătit-o Hristos celor care cred în trânsul. Și este bine că în viețile noastre vin și încercări care sunt menite să ne învețe smerenia, să ne învețe, cum spuneau Sfinții Părinți, că fără de Hristos și Hristos însuși spune că nu putem să facem nimic fără ajutorul Lui. Eu sunt vița, spune el mai departe, voi sunteți mlădițele. Rămâneți în tulpina viței și veți aduce roade multe. Atunci când ne potignim, atunci în încercări și în căderile noastre, ca și în ridicările noastre, întotdeauna văzând cât de slab și neputincios suntem, invocăm ajutorul lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt și, în mod deosebit, mijlocirile Sfinților despre care știm, cum a spus și Părintele Virgil, luat cea mai mult sau mai puțin despre viețile lor. Dar un lucru îl știm cu certitudine și anume acela că Sfinții atunci când sunt chemați în ajutor, vin de grab și în mod miraculos intervin și ne ajută. Preasfințitul Părinte Ambrozie a oferit starețului mănăstirii o psaltire și alte daruri. Mare bucurie astăzi pentru obștea Mănăstirii Buna Vestire, la împlinirea 100 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Nectarie, credincioșii prezenți astăzi la Sfânta Liturghie s-au putut închina și la oaștele Sfântului, care sunt puse tot timpul la închinare într-o frumoasă raclă în Biserica Mănăstirii. Se cuvine așadar, mai ales în această perioadă prin care trece omenirea, să ne rugăm Sfântului Nectarie ca să mijlocească la tronul cel ceresc pentru ca bunul Dumnezeu să ne izbăvească de boli. La final, credincioșii au primit iconițe cu chipul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.